Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, aici avem un stup care de-a lungul a o lună jumate a tot refuzat matca, a omorât două regine, i-am dat botcă, s-a pierdut matca din botcă, după aia am găsit o regină trântoriță, deci trântoriță care nu s-a împerecheat și a început să depună ouă de trântori. Și acum am încercat să unesc, am unit cu o albină, cu un roi, am încercat să-l unesc. Acolo s-a dovedit că n-am avut în acel roișor, n-am avut mască, totuși am unit albina și până la urmă am adus o matcă. Și am găsit și matca trântorită, deci o grămadă de probleme. O grămadă de probleme cu acest mic stup. Să vedeți câte probleme poate să fie cu o singură colonie. Bine că e singura care are astfel de probleme, mai există unul mai grav, care o să fie desființat acolo. Am două regine. Una o bănuiesc că e bună și una e trântorită. Acum, dar sunt amândouă pe patru rame. Nu știu ce va decide albina acolo. Deci asta este problema. Deci problemele. Problemele care sunt la unele colonii. Altele colonii și-au făcut rezerve de hrană pentru iarnă. Totul e bine. Dar iată că e câte o problemă din asta pe care chiar ești curios dacă s-a rezolvat, adică dacă găsesc matca prezentă în acest nucleu. El a fost mare, această familie a fost foarte, foarte mare la un moment dat. El a tot scăzut, a tot scăzut. Aici am avut rama unde am avut multă puiet de trântore. Am ras, au curățat ele, astea sunt rame de după diafragmă. Deci problemă destul de anevoioasă. Dacă ai puțin stup și te lovești de așa ceva, nu-ți mai trebuie albine. Să tot încerci tot felul de metode. Deci am încercat să dau matcă în cușcă. Ați văzut cușchile acelea. După aia am încercat să dau botca, n-am ies nici botca, adică botca a ieșit matca, dar nu cred că s-a împerecheat, nu știu ce s-a întâmplat acolo. I-am dat acum, iată, miere are aici, are miere cât vrei, pentru el ajunge. Și eu când i-am dat acum matca, l-am restrâns pe patru rame și am făcut. Pe lângă că a stat matca în separată de acea gratie, toată albina am scuturat-o afară. Am scuturat toată albina afară, am adus matca aici pe ramele goale și când albina intră pe urdini și a găsit matca în stup. Ar fi o idee așa a mea, da. Să vedem dacă e bine, dacă nu, ce să-i fac, o să-l desfințesc până la urmă. Aici avem ramele cu puiet de la matca care am adus-o, matca uroișor, ramă cu puiet, arată bine puietul, albina e liniștită. M-am bazat că e multă albină tânără, cea bătrână pe care tot am încercat eu să o rezolv, bănuiesc eu că s-a mai curățat din ea, adică a mai murit din acele albine. Și sper acum ca matca să fie în regulă. E o matcă mai în vârstă,
adică în vârstă de anul trecut, adică a fost, mă uit un pic prin celule, eu totuși sper să fie matca, dacă nu este matca, atunci va fi desființat. Va fi desființat, nu mai stăm la discuții. Cum desfințez? Pur și simplu o să iau lada de aici, o să luăm lada de aici, dacă nu găsim matcă. Dar eu sper totuși să fie mătcuța pe undeva. Sper. Sperăm, sperăm. Nu știu dacă va fi. Este mătcuța, în sfârșit o matcă acceptată. Avem aici matcă. Se plimbă foarte fain. Hai să vă aduc mai aproape. Iată. E pe ramă, sper să se vadă acolo. Se mișcă, duce în jos, e marcată, deci ar trebui să se vadă în film. Bun, hai că e rezolvat. După o lună jumate s-a rezolvat această colonie, da? Se pare că efectul acela de a scutura albina în afara stupului și când au venit au găsit-o pe matcă, a dat rezultat. A dat rezultate. Deci acum n-a mai fost ea multă albina acolo. Totul e să câștigi o colonie, o matcă, care va ierna. Acum că va ierna în buzunarul această ladă și acolo a luat matcă și după aia a dispărut. Am avut și două astfel de cazuri. Dar totul e în regulă. Totul e în regulă și atât s-a rezolvat problema. Bun, cam atâta pentru azi. A reușit această colonie să aibă matcă. Și până data viitoare, numai bine!